Tatiana Pricop nu mai poate volea pentru Handball Club Zalău de câteva etape, handbalista cu origini din Ucraina fiind pe lista sportivilor suspendați pe motivul unor transferuri abuzive. Federația de Handbal din Ucraina a reclamat la EHF Federația din România, motivul fiind transferurile abuzive, în condițiile în care mai mulți sportivi ar fi figurați cu legitimații și Ucraina aparținând unor cluburi de peste graniță. Pe această listă publicată de Federația Română de Handbal se află și Tatiana Pricop, jucătoare transferată la Zalău în vara anului trecut de la Mina Or Baia Mare, dar care a fost junioară la Marta Baia Mare. Pricop nu trebuia să fie suspendată, nu e în aceeași cauză. Deci sesizarea s-a făcut pe alte trei jucătoare, plus Ivanenko de la Baia Mare. Ea n-a fost legitimată nicăieri în Ucraina, dar s-a făcut acel tabel în care, ce pot să vă spun ca să înțelegeți, a fost suspendat și fratele lui Pricop, un copil în clasa a doua, și sora ei, de asemenea, o fată în clasa a patra. Hai, fii serios, dacă pentru ăștia vii și e nevoie de explicații atunci și nu mai e nimic de spus. Handball Club Zalău va evolua la Vâlcea în cadrul etapei a noua, echipa condusă de Elena și Gheorghe Tadici, urmând să întâlnească sâmbătă 26 octombrie de la ora 15:30 în sala Traian, campioane în titlu SCM Râmnicu Vâlcea, grupare ce se află pe primul loc în clasamentul Ligii Florilor.